Bună ziua, stimați telespectatori! Iată că și în această săptămână ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Vocea Schimbării. În această zi avem invitat în studioul nostru pe domnul Mihai Bârsanu, reprezentantul și președintele unui centru de zi far din Rosnov, Piatra Neamț, și totodată președintele Asociației Nevăzătorilor, Asociația Regională Nord-Est a Nevăzătorilor, dacă nu mă înșel. Exact, exact. Îi spun bună seara și bine a venit așadar în studioul nostru. Bună seara și bine v-am găsit. Dacă am greșit în titulatura, vă rog să mă corectați. Este vorba despre Fundația Centrul Far și despre Asociația Nevăzătorilor. Da, este Fundația Centrul Far, în cadrul căreia funcționează centru de zi adresat persoanele adulte cu dizabilități, și Asociația Regională Nord-Est a Nevăzătorilor. Sigur că da. Așa cum v-am obișnuit, stimați telespectatori, vom discuta și astăzi despre persoanele cu nevoi speciale, despre nevoile și despre anumite probleme ale comunității în care noi trăim. Domnul Bârsanu, astăzi ați venit la noi în studioul nostru. Știm că ați făcut așa un periplu prin țară și îndată ce ați ajuns la Piatra Neamț, ați răspuns pozitiv invitației noastre. Spuneți-ne ce ați făcut în ultima perioadă, cu ce gânduri prin țară. Da, mulțumesc de invitație, mă bucur să o onorez și să fac cunoscut telespectatorilor dumneavoastră și membrilor noștri activitățile din cadrul organizației. De curând am înființat acest centru de zi, conform legislației muncii. Orice activitate socială, orice serviciu social se desfășoară în cadrul organizat, în special într-un centru de zi sau alt fel de centru. Noi am ales titulatura să fie centru de zi și am și primit acreditare pe acest domeniu. O să vă prezentăm licența de funcționare. Licența este pe o perioadă de un an de zile, licență provizorie. În timpul acesta vom fi vizitați de organele de control care se ocupă în cadrul județului de aceste activități și apoi o să ni se emită licența pe o perioadă de 5 ani, inclusiv acest an provizoriu. Să înțeleg că v-ați pregătit temeinic, dacă aduceți în vedere și o eventuală evaluare, să zicem, sau monitorizare în această perioadă, v-ați pregătit temeinic pentru ceea ce vă așteaptă. Sigur că da. Controlul se desfășoară pe o perioadă de un an de zile, atâta timp cât este licența dată, e o licență provizorie pe un an de zile, în cadrul căreia se fac controlele necesare, dacă există, tot ce am spus noi acolo, și atunci se dă ok-ul spre Ministerul Muncii și se eliberează licența de funcționare care este valabilă 5 ani. Bun, deci am discutat până acum de cadrul legislativ și de cadrul economic, sau să-i spunem așa, care delimitează activitatea noastră, dar haideți să vedem, că sunt convinsă că sunt telespectatori care nu știu despre ce vorbim. Cu ce se ocupă Centrul FAR? Centrul FAR, Fundația Centrul FAR, are personalitate juridică, înființată de 18 ani de zile, în cadrul căruia s-au derulat mai multe proiecte în perioada de 18 ani. Primul proiect care l-am avut în 1998, deci chiar în primul an de funcționare, a fost un mic proiectel într-o meserie de confecții perii, deci perii de preșuri, perii de haine. În acea perioadă, meseria de perii era executată de persoane cu handicap, era o meserie manuală, vorbesc la timpul trecut, deoarece această meserie nu mai există nici măcar în codul COR, ca fiind executată de persoanele cu dizabilități. Faptul că era o meserie manuală, se executa confecționarea perii ca și lucru manual. În prezent este totul automatizat, se fac de firme specializate, sunt automatizate, robotizate, deci efectiv meseria nu mai aparține persoanelor cu dizabilități. Proiectelul a fost finanțat de Farelien, a fost câteva linii de finanțare, ani de zile, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană. S-a desfășurat în localitatea Rosnov, unde
Era un atelier cu 10 persoane, rest de vedere, nevăzătoare, și ne adunam tot în cadrul unui centru de zi, funcționa și atunci, ca o meserie de terapie ocupațională. Ne vedeam dimineața la 8-9. Aveați un program zilnic, da, și vă desfășurați activitățile. Sigur că da. Da, deci această terapie ocupațională pe care o întâlnim din ce în ce mai des în zilele noastre, la asociații și fundații care își doresc să se susțină din fonduri proprii, din câte am înțeles. Sigur. An de zile s-a susținut din fonduri proprii, mai exact o perioadă de vreo 12 ani. În prezent, de 10 ani, acel atelier, cam de 6 ani, deci în 2000 a fost 2010. 2009-2010 a fost ultimul an când s-a mai lucrat perii. S-a desființat deoarece nu mai puteam face față nici ca prețuri pe piață, nici concurențial nu mai puteam face față. Se cer lucruri mai frumoase, mai elegante, mai cu design plăcut. Piața concurențială, sigur, și a spus cuvântul. Dar spuneți-mi în prezent, cu ce gânduri ați continuat activitatea acestei fundații? În prezent avem acest centru de zi care are 6 luni de când am primit licența provizorie. În cadrul acestui centru sunt activități de consiliere, consiliere psihologică, consiliere juridică și consiliere socială și economică. Deci aceste 4 activități le-am considerat noi prioritare unor persoane cu dizabilități care se confruntă în fața autorităților sau în viața de zi cu zi cu tot felul de probleme juridice, sociale, psihologice, dar în special sociale și juridice, că viața e complexă și oriunde te duci ai nevoie de sfatul unui jurist să întocmești o cerere pentru un anumit drept. Sigur. Aveți voluntari sau cine vă sprijină? Da. Deocamdată se lucrează numai pe contracte de voluntariat. Suntem 7 persoane care lucrăm la acest centru. Sunt 4 specialiști și restul, președintele, vicepreședintele și o fată care ne execută activitatea de secretariat. Am înțeles. Ce vă doriți mai departe? Prioritar centrului de zi în prezent este să întocmim un proiect pe fondul Erasmus. De fapt, fondurile Erasmus sunt destul de complexe. Acum am luat și noi legătură cu ele printr-o firmă de consultanță de la Craiova, unde ne-a dat îndrumarea necesară cum să întocmim un proiect Erasmus, cum să facem cererea de finanțare și să putem aduce voluntari și să ducem și noi voluntari în țările Uniunii Europene, să vedem exact cum funcționează pe acolo centrele de zi, să vedem cu ce se ocupă, activități recreative, și încercăm să întocmim o cerere de finanțare în acest domeniu. Deci informație, educație, cam, activități culturale, educative. Exact. Și recreative. Trecând un pic în partea cealaltă a asociației, Asociația Nevăzătorilor, în câteva Asociația cuvinte. Asociația Regională Nord-Est a Nevăzătorilor, forma juridică, așa cum se numește, este o asociație tânără, înființată doar de 2 ani de zile, deoarece s-a simțit nevoia și o altei asociații decât Asociația Nevăzătorilor Mare, care există la București, cu vreo 30 de filiale în toată țara. Așa am simțit nevoia pentru a înființa o altă asociație. Nu știu dacă dumneavoastră sau publicul este informat, numai în județul Neamț sunt în jur de 14.000 de persoane cu handicap, este statistica Direcției Generale de Asistențe Sociale a județului Neamț, dintre care, din acestea 14.000, 4.200, în jur de 4.000 de persoane, sunt numai persoane cu dizabilități oculare, nevăzători de gradul 1, 2 sau 3.
Precizat, opinia publică cu siguranță nu știe și noi am precizat în această emisiune că 5% din populația României prezintă un grad, un risc de handicap și un risc în nevoi speciale. Și este foarte important să se știe, fiindcă foarte multă lume nu știe. Noi trecem indiferență așa în zilele noastre pe lângă semenii noștri și foarte multă lume trebuie să știe că sunt proiecte și programe elaborate de către această categorie de persoane care, iată, poate sprijini comunitatea în care trăim. Da, v-am spus statistica pe județul Neamț. Pe țară, înregistrate oficial pe site-ul ANPD, Agenția Națională a Persoanelor cu Dizabilități, sunt în jur de 800.000. Un număr considerabil. Și site oficial, se poate studia, se văd statistici acolo, deci la îndemâna oricui e simplu. Și s-a simțit nevoia înființării unei alte asociații, fiindcă cu cât mai multe ONG-uri, cu cât viața comunitară va fi mai palpabilă și mai bine organizată. Noi mergem pe principiu că vor primi multe servicii sociale persoane care sunt, eu știu, adunate 10.000 într-o organizație. Într-o sumă așa de mare de numerică, persoana se pierde și se pierde scopul cu care a fost înființată. Știu oamenii ce este un ONG? Unii da, unii nu. Într-adevăr, țara noastră nu are o tradiție de organizații neguvernamentale. Modelul s-a luat din America. S-a luptat foarte mult până în anii 90 să nu funcționeze organizațiile neguvernamentale, oamenii să nu se asocieze, iar după 90 a încercat fiecare să încropească câte un ONG. Unele mai funcționează, unele nu, dar propriu zis, organizația neguvernamentală este o organizație în care persoanele civile sunt, eu știu, se adună... Îi unește un scop și un obiectiv comun, să spunem da, așa. Mai bine spus. Societatea civilă este ea cea care poate fi promotorul unei schimbări la noi în țară? De la început din anii 90, datorită societății civile, s-a schimbat absolut totul. Și în prezent, datorită societății civile, mai pătrund spre legislativ tot felul de inițiative, tot felul de confruntări și mai ales dumneavoastră presa, care aveți un rol foarte important în dezvoltarea societății civile și informarea persoanelor. În informarea opiniei publice asupra tuturor acțiunilor și activităților pe care oamenii întruniți, sub o formă sau alta, sub o entitate juridică sau alta sau economică, fac ceva pentru cei din jur, la urma urmei. Sigur, de aceea am venit și cu propunerea de a veni la noi în emisiune să povestiți celor din Piatra Neamț, celor din județul Neamț și din Rosnov, ceea ce faceți noastră sau ce vă doriți să faceți. Da. Noi avem o strânsă bună legătură cu Direcția Generală de Asistență Socială din cadrul Consiliului Județean. Este una din cele mai mari direcții, nu știu dacă știți, sub care funcționează toate drepturile persoanelor cu dizabilități, adică toate drepturile celor 14.000 de persoane. Avem un protocol încheiat atât pe Fundația Centrul Far, cât și pe Asociația Regională Nord-Est a Nevăzătorilor. Este legătura dintre noi e destul de strânsă. Orice activitate socială care se desfășoară și în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, suntem invitați la dezbateri, suntem invitați să venim cu propuneri de modificări legislative sau tot felul de activități sociale în județul Neamț. Dânsii ne sprijină în organizarea unor activități sociale destul de ample, activități recreative. Noi cu fundația avem tot felul de cereri, în sensul că dacă vrem să mergem la o piesă de teatru în județ, facem o cerere, suntem scutiți de
intrare, ni se oferă 20-30 de bilete, ne adunăm, ne ducem într-un cadru organizat, apoi dacă vrem să facem o excursie în județ sau în toată România, la fel, pe baza biletelor de transport ale persoanelor cu handicap, putem să organizăm excursii gratuit, direcția ne pune la dispoziție tot ce poate. Există activitate. Personal cunosc cel puțin 30 de organizații din județ, care organizații în domeniul persoanelor cu dizabilități, care fac activitate destul de amplă. Sunt multe organizații, nu prea sunt cunoscute, pentru că atunci când alegi și încep când alegem să faci, la ce ne uităm, când alegem ce promovăm sau când alegem încotro ne îndreptăm privirea, sigur, este mai delicat. Tocmai de aceea, mă repet, încercăm să împreună să informăm populația. Căror categorii de beneficiari vă adresați? Asociația Regională Nord-Est a Nevăzătorilor se adresează numai nevăzătorilor, dar nu numai. În general, orice persoană adultă cu dizabilități primește informarea necesară și dacă este membră la noi și dacă nu este membră. Chiar în cadrul protocolului cu Direcția Generală de Asistență Socială este un articol special unde avem obligația să dăm informații sau să sprijinim persoanele, indiferent dacă este membru la organizație sau nu. Nu este un impediment. Omul poate să adere la organizație, poate să nu adere. Dacă consideră că nu e necesar, nu e nicio problemă, poate să sune o dată pe an sau o dată la 2 ani sau de 2 ori pe lună. Iar dacă dă cineva un telefon și solicită o informație, este, sigur că da, este primezată. Cealaltă organizație, Centru FAR, se ocupă cu toate persoanele dizabilități, inclusiv nevăzătorii. Și în special atât membrii cât și familiile acestora. În cadrul fundației noi avem în jur de 180 de membri, atât membrii cu drepturi depline cât și familiile acestora. Pentru că și familiile sunt consiliate și sprijinite la dobândirea drepturilor persoanelor și sunt din legea 448. Cred că vă este destul de cunoscută legislația în cadrul persoanelor cu dizabilități. Sunt destule drepturi care sunt primite prin Direcția Generală de Asistență Socială. Iar noi le sprijinim la întocmirea dosarelor, la întocmirea unor bilete de tratament în stațiuni, cei care au recomandări, eliberarea de bilete de stațiune sau bilete de transport, legitimații de transport în comun. Să nu se deplaseze persoana din, eu știu, de la Tazlău sau de la Borca sau din alt colț de județ. Noi avem legătura directă telefonică cu persoana respectivă. Persoana, în general, are un contract de servicii sociale cu noi semnat, așa ne obligă normele centrului de zi. Și în baza acelui contract, noi, prin dânsul, dacă dă un telefon, solicită, să zicem, legitimație de transport în comun, fiindcă a pierdut-o sau n-a fost emisă de direcție niciodată. Noi facem o cerere în numele dânsului, ne prezentăm în județ, la județ, depunem cererea, la o zi, două sau atunci când suntem programați să ridicăm legitimațiile, le ridicăm și le transmitem persoanei prin poștă. Foarte interesant. Domnul Bârsanu, o să continuăm un pic discuția despre activitățile noastre și despre incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim! Stimați telespectatori, despre incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale, despre încadrarea acestora în muncă, despre terapie ocupațională, noi tot am mai vorbit aici la emisiunea noastră. Înainte de pauza de publicitate, discutam despre cum face domnul Bârsanu pentru a implica, să spunem așa, comunitatea și pentru a ajuta pe cei din jur. Mi-ați mai povestit în pauză despre un proiect foarte interesant, dar nu o să spunem mai multe, o să vă las să detaliați noastră. Da.
Un proiect, aș vrea să aduc în atenția spectatorilor, un proiect care l-am derulat anul trecut, funcționează și în prezent din fonduri proprii, și un proiect pe care îl avem în intenție să-l inițiem anul acesta. Am să încep cu proiectul care l-am derulat anul trecut. Deci, din cadrul Fundației Centru Far, o parte din membrii, cei care sunt pregătiți în balneofiziokinetoterapie, au fost angajați într-un proiect tot social. S-a înființat un SES, așa zis societate comercială, dar e societate comercială de economie socială. Chiar așa există o lege, a apărut anul trecut în vară, legea economiei sociale. Și pe măsura 6.1 a economiei sociale pe post-drum, am fost invitați de o organizație ADL Progresul din județul Neamț, cu sediul în Dumbrava Roșie, care se ocupă cu șomerii, cu incluziunea socială, cu calificări, recalificări a persoanelor defavorizate. Am fost invitați să aplicăm un proiect de o amploare, în sensul să înființăm o unitate protejată. Unitatea a fost înființată, așa cum v-am prezentat și pliantele, funcționează, are un obiect de activitate, se numește masaj la birou. Foarte frumoasă denumirea. Masajul la birou, noi îl executăm la firmele cu peste 50 de salariați care sunt obligate prin lege să angajeze persoane cu handicap. În cazul în care nu angajează, acele firme pot cumpăra de la unități protejate un anumit produs care societatea îl produce. Masajul la birou fiind un domeniu de activitate pe care noi îl prestăm, încheiem contracte cu aceste unități, ne prezentăm la birourile lor, ne pune la dispoziție o anumită sală unde noi executăm acest masaj la birou. Sunt niște scaune speciale, o să vă las un CD sau un site unde să puteți viziona acest masaj la birou. El este o invenție din America, bineînțeles, de unde ne vine totul, aproape. Prin anii 1975 a fost inventat masajul la birou și am, studiind piața, potențialul pieței, am înființat și noi în cadrul acestei unități protejate această unitate protejată. Se numește SC Mass Relax Tourism. Asta a fost proiectul pe care l-am derulat anul trecut. În prezent avem, ne gândim la o idee, că este în fază de concepere, la o idee care să o derulăm prin Fundația Centrul Far pe fondul Erasmus, unde în jur de 40 de tineri între 17 și 30 de ani vor pleca în stagiu de voluntariat în 3 țări din Uniunea Europeană, noi am ales Danemarca, Spania și Italia, unde vor sta câte o perioadă de 2 săptămâni, vor oferi acest masaj la birou, dar nu numai masajul la birou, ci toată gama ce ține de fizioterapie, unor centre sociale unde sunt asistați sociali din țările respective. Programul se va desfășura începând de vara de anul acesta, din vară. Cu ocazia asta sperăm ca unii să-și găsească serviciu prin țările respective. Dacă nu, se vor alege cu un voluntariat care le va prinde bine la un contract de muncă, ca experiență avută pe meseria învățată. Încercăm să suntem în faza în care înființăm adeziunile pentru cei 40 de tineri care vor merge. Sigur, trebuie să respectăm exact ghidul Erasmus, care nu putem depăși vârsta de 30 de ani. Deci între 17 și 30 de ani. Persoanele trebuie să fie calificate în meseria respectivă,
sau dacă nu sunt calificate, trebuie să aducă adeverință că sunt înscrise într-o școală post-liceală unde și-au absolvit cel puțin anul întâi de studiu, în care se știe că e primul an în care se ia contact cu meseria și se învață toate procedurile fizioterapiei. Iată că există un loc unde se poate face practică, fiindcă tinerii sunt nemulțumiți în continuare de sistemul teoretic de învățământ, în care li se livrează niște informații, dar mai puțin posibilitatea de a face stagii de practică pe bune, să recunoaștem. Și iată cum ambele părți sunt mulțumite, aduce un plus valoare comunității. Sigur că da, sigur că da. Deoarece și legea voluntariatului s-a schimbat începând cu 2015, în sensul că o persoană care nu are experiență, dacă face un stagiu de practică sau un stagiu de voluntariat pe meseria învățată la o anumită organizație, îi se ia în calcul ca fiind experiență de lucru. Exact, exact. Haideți să vorbim un pic, dacă tot am vorbit despre voluntariat, cine se implică în acțiuni de voluntariat? Doar tinerii? Deocamdată doar tinerii. Cum să zic, activitatea de voluntariat în România e slab dezvoltată, deoarece oamenii au grijele lor, sunt cuprinși de tot felul de probleme și doar dacă vom fi uniți, dacă societatea civilă sau comunitatea în sine vor dezvolta această ramură a voluntariatului, unde în țările dezvoltate, cum ar fi Suedia, Danemarca, voluntariatul e la mare onoare. În sensul că acolo și o mașină, dacă pățește o anumită chestie, imediat opresc două, trei mașini și li se dă. Ar trebui să devină un mod practic, o unire între oameni, o atenție mai multă asupra celuia de lângă noi. Sigur, durează până se va dezvolta activitatea de voluntariat. Acest mijloc sau acest comportament uman, care ar trebui să fie o latură destul de dezvoltată în personalitatea fiecăruia, ar trebui să durează până când se va dezvolta. Dar este important că s-a făcut primul pas, fiindcă iată că și în orașele mici de provincie, în afara orașelor universitare, unde se fac numeroase stagii de practică, internship-uri și voluntariatul este practicat de către tineri, și în orașele mici putem coabita așa, să facem ceva și să facem ceva fără a aștepta neapărat ceva în schimb. Da. De bunăvoie și din proprie inițiativă. Îmi povesteați, înainte de pauza de publicitate, despre colaborarea pe care o aveți cu Direcția de Asistență Socială. Din punctul dumneavoastră de vedere, parteneriatul public-privat este la mare căutare? Dă roade în ultima perioadă? Da. Acel protocol pe care noi l-am încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială, îl putem numi un acord de parteneriat public-privat. Îl putem numi fiindcă el își arată roadele, în sensul că suntem sprijiniți, cei doi directori, de fapt cei trei directori de la direcție, directorul general, doamna Cristina Păvăluță, și directorul ajuns, care domnul Lospa este pe copii și doamna Mara Panduru pe adulți, de câte ori solicităm o audiență, nu există să nu ne primească la orice oră din zi de lucru, nu ne amână. Cel puțin județul Neamț stă foarte bine în serviciile sociale din punctul ăsta de vedere. Având contact cu alte județe, am observat că în județul Neamț prestările sociale care sunt în bani, așa zise, ajutoarele sociale în bani care le primesc persoanele cu handicap, le primesc la timp, chiar cu o săptămână înaintea celor din alte județe. Dacă la noi pe data de 10 sau pe data de 11 ale lunii se primesc, în alte județe se primesc și pe 20 și pe 25.
Instituțiile statului, instituții sociale, organisme, cum sunt asociațiile, fundațiile, dacă își dau mâna, pot face ceva pentru noi. Nevoile sunt multiple. Cu cât se vor rezolva problemele, cu cât vor apărea altele. Viața e multiplă, persoanele sunt așa cum sunt, de obicei o singură dată are de a face cu un notariat sau, să zicem, cu o moștenire sau de două ori în viață, greu să găsească drumul până la notariat. Sunt persoane care vin de la mare distanță din județ, vin și pur și simplu nu știu unde să o ia de la autogară. Și atunci noi de multe ori chiar le conducem foarte repede la un notar, punem o mașină la dispoziție, merge la un notar, merge unde este nevoie și în sensul să putem rezolva mai repede problemele. Da, fiindcă din păcate domeniul asistenței sociale și al serviciilor sociale este încă în faza de amploare, pentru că mulți oameni au nevoie de ajutor. Când vom deveni oare o țară care, sau o societate care să nu mai aibă asistat social? Întotdeauna nu va exista perfecțiune. Chiar și în America sunt persoane care dorm în canale, deci peste tot în țară, chiar și în Suedia, unde este nivelul social și prestațiile sociale, e țara cu cea mai bună organizare din domeniul social, chiar și acolo sunt probleme, dar vom deveni. Adică... Și cred că din aceste considerente se desfășoară atâtea programe și proiecte sigur, caracter pregnant în teritoriu, pentru sigur. Că ne dorim să nu mai avem persoane care nu se pot susține și autosustine din singuri, să nu mai fie copii care, din păcate, sunt abandonați și așa mai departe. Problemele sunt multiple. Nu ne putem opri asupra uneia sau alteia mai mult decât ne permit cele 40 de minute dintr-o emisiune. Sigur. Putem să mai repetăm, fiindcă doar așa informăm. Spuneți celor de acasă Ce va face să mergeți mai departe și ce va determinați să înființați aceste două entități? Nevoia de a fi în mijlocul societății a fost una din preocupările mele din cei 30 de ani de care locuiesc în zona Rozovului. Apoi, umblând, nefiind o persoană statică, mi-a plăcut să organizez tot felul de întruniri unde să ne întâlnim, să vedem ce este de rezolvat. Așa cum vă spuneam, noi participăm la tot felul de activități în județ. De exemplu, la Marea Neagră, noi vara avem 3 sejururi care le organizăm cu persoanele cu handicap. În iunie, iulie și august, câte două microbuze merg cu persoane cu handicap la mare, fiecare grup are un însoțitor de bord, ne organizăm, efectuăm concursuri literare, apoi toamna, primăvara mai organizăm excursii la munte, încercăm să facem viața socială mai suportabilă și să contribuim, să avem o stare de spirit bună și să fim în mijlocul vieții. După cum ați văzut și dumneavoastră, viața se schimbă, chiar dacă nu crede nimeni că se schimbă, totuși se schimbă. Observăm că apar semafoare cu semnal audio, special pentru cei nevăzători. Acum, să zic, eu sunt nevăzător de la 18 ani, dar sunt persoane care de la 65 de ani li se diminuează vederea, mai ales pensionarii, și vrea, nu vrea, are probleme de ochi și nu observă culoarea. Și atunci semaforul audio a fost bine primit în județul Neamț. Primul semafor audio a fost instalat la Ploiești, acum vreo 15 ani. La noi a ajuns destul de târziu, dar a ajuns. Apoi vedem rampele pentru persoanele care sunt căruți.
Există o organizație, Fundația Motivation România, cred că ați auzit de ea. Da, cu centrul la Dumbrava Roșie. Cu centrul la Dumbrava Roșie, suntem prieteni cu acea organizație, desfășoară și dânsi o activitate destul de amplă cu persoanele care le au ca și beneficiari. Încercăm. Sunt foarte multe organizații. Organizația de surdomuți, organizația Luceafărul din Piatra Neamț. Da, Multe organizații, cu mai puțin sau cu mai mulți membri. Dar nu cred că numărul de membri condiționează neapărat, ci mai presus eu văd la dumneavoastră o atitudine pozitivă. Cât de mult contează să fii optimist? Sigur că da. De exemplu, eu am întâlnit foarte multe persoane care au pățit diferite accidente și sunt prinse într-o stare de crispare. Vă spun sincer că la noi nu prea există consilierea psihologică. Omul fuge de așa ceva, considerând că este un fel de... adică el e sănătos, nu e nebun. Consilierea psihologică înseamnă pur și simplu și o mică discuție încurajatoare cu altcineva. Iar eu, fiind nevăzător total, să știți că foarte rapid reușesc să schimb optica celui care este într-o situație destul de gravă, eu știu, în urma unui accident sau pur și simplu omul își pierde cumpătul, cum să trăiască dacă nu mai vede. Mie mi-a scăzut vederea în 3 zile la 18 ani și nu m-a întrebat nimeni dacă vreau sau nu. Dar faptul că am fost la o școală specială de nevăzători, unde acolo aveam ore de orientare în spațiu, aveam... deși programa școlară era normală, ca la orice școală. Și în prezent, la fel, școlile speciale de nevăzători sunt școli cu programă normală, ca la orice școală, numai că profesorii respectiv au și calitatea de psiholog sau cursuri în domeniul școlilor speciale. Și atunci atenția este mai mare. Și se încearcă ca toate persoanele să funcționeze, să existe, să coexiste în mod natural, în societate, adică ca orice persoană. Și fiindcă puterea exemplului sunt sigură că va da rezultate, o să vă rog să transmiteți un mesaj nemțenilor și celor din Rožnov. Primul rând îi salut pe toți colaboratorii noștri. Avem colaborări cu primăria Rožnov, unde ne-a pus la un spațiu de 100 și ceva de metri pătrați la dispoziție, unde am amenajat acest sediu al centrului de zi. Salutăm toți membrii noștri, sunt convins că o să se bucure de această emisiune, că sunt făcuți cunoscute și dânsii și activitățile noastre, și autoritățile să fie atente cu tot felul de chestii care sunt. În rest, ne bucurăm și noi ca orice persoană, de viață, de activități, de timp liber, de toate acțiunile pe care noi le putem face împreună. Împreună este un cuvânt foarte interesant. Domnule Bârsanu, mulțumim că ați acceptat invitația de a sta de vorbă cu noi astăzi și vă mai așteptăm și data viitoare. Mulțumesc mult tuturor realizatorilor și televiziunii. Vom mai colabora și vom veni și la următoarea acțiune, să prezentăm oamenilor ceea ce se întâmplă în teren, la fața locului. Stimați telespectatori, iată că persoanele cu dizabilități pot fi independente și se pot autosustine. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă invit să luați o decizie în cunoștință de cauză. Toate cele bune, pe curând!